26.09.2017, ora 10. Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare de sub Bacău se convoacă în ședință ordinară în data de 6.09.2017, ora 10, la sediul Consiliului Local cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local numărul 41 din 28.06.2017 privind aprobarea nomenclatorului stradal al Comunei Ștefan cel Mare de sub Bacău. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție a proiectului construire grădiniță cu program normal sat Nevoiești, Comuna Ștefan cel Mare. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare pentru proiectul construire grădiniță cu program normal sat Nevoiești, Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție a proiectului modernizare drumuri de interes local în Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare pentru proiectul modernizare drumurilor de interes local în Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venit și cheltuieli pe trimestrul 3 al anului 2017. 7. Informare privind stadiul pregătirii noului an școlar 2017. Doamna directoare, aici aș propune să începem cu punctul 7, ca să nu reținem aici. Da. Vă rog. Bună ziua! Pentru anul școlar 2017-2018, instituțiile școlare din Comuna Ștefan cel Mare sunt pregătite pentru începutul anului școlar. Lucrările pe care le-am realizat în timpul vacanței de vară. Da. Veniți aici așa ca să vă vadă. Următoarele aspecte. La școala Negoiești, care este școală structură, s-au realizat lucrări de igienizare, în primul rând, și apoi s-au achiziționat table școlare, două moderne, două săli de clasă s-au achiziționat pentru două săli de clasă, mobilier școlar și împreună cu scaune, iar în ceea ce privește structura sau infrastructura școlii, aici s-au adus îmbunătățiri în cadrul băilor a sistemului de igienizare și în același timp s-au făcut demersuri pentru ca școala Negoiești să beneficieze de, în perioada următoare, de un sistem de igienizare performant, adică s-au achiziționat motocositoare ca să întreținem curtea școlii, anumite obiecte pentru igienizarea băilor care sunt mai performante decât ce erau până acum. În ceea ce privește școala primară Butinaș, la școala primară Butinaș, laboratorul de informatică a fost dotat cu geamuri termopane. De asemenea, s-au achiziționat table școlare și la școala Butinaș. În ceea ce privește celelalte sări de școală de la Butinaș, aici există un mobilier școlar îmbunătățit. De asemenea, s-au adus îmbunătățiri și acelor magazini din spate. Au fost reabilitate cumva acoperișul și băile, astfel încât tot ce înseamnă funcționarea școlii să se desfășoare în mod normal. De asemenea, la școala primară Butinaș, cât și la școala Negoiești, s-a pus sistem de securitate cu camere de luat vederi, astfel încât să asigurăm paza școlii și siguranța copiilor. Pentru microbuzele școlare, cele care le avem în funcțiune, ele au ca și termen de funcționare începând cu 2007-2008, două dintre ele, iar cel care aparține
primăriei și Consiliului Local este mai nou, este venit în 2015. Acesta funcționează normal. Celelalte două au fost în această perioadă de vară la atelierul mecanic și au fost aduse îmbunătățiri și reparat pentru a putea avea asigurat transportul copiilor pentru începutul anului școlar și pe parcursul anului școlar. La grădinițe, în sistemul Comunei Ștefan cel Mare de învățământ, funcționează grădinița de la Vișoara cu două structuri, și anume Corbu și Jăvreni, grădinița Rădeana și grădinița Negoiești. La Negoiești, grădinița funcționează în cadrul școlii gimnaziale. Celelalte trei grădinițe funcționează ca structură ale școlii. Ele au fost de asemenea igienizate și pregătite pentru începutul anului școlar. În ceea ce privește funcționarea școlii pentru sezonul rece, s-a asigurat materialul lemnos necesar. De asemenea, au fost depozitate în magazin acest material lemnos, urmând ca în perioada următoare personalul care își desfășoară activitatea la școală să înceapă, în momentul în care e sezonul rece și intră în drepturi, această încălzire a școlii. În final, școala și, în general, structurile școlii gimnaziale numărul 1 Negoiești sunt pregătite pentru începutul anului școlar și așteptăm copiii cu drag la școală. Cadrele didactice sunt prezente la școală și așteptăm să înceapă anul școlar. Mulțumesc! O întrebare, dacă se poate. Da. Sunt asigurate cadrele didactice? Da, avem asigurate. Era fost o ultimă etapă de mișcare a personalului didactic și personalul didactic e asigurat în totalitate. Da, da. Avem personal pentru manuale? Manuale, există acea, să zicem, problem la clasa 5-a, însă ni s-au trimis un îndrumător, da, un îndrumător pe care l-am ridicat ieri de la inspectoratul școlar, urmând ca în termen de 60 de zile, eu așa am înțeles de la inspectorat, să vină și manuale școlare. Noi, în schimb, avem primite la nivel de școală, de la diferite edituri, manuale școlare pentru cadrele didactice și automat, având noi acele manuale venite de la... Avem cumva structura care ne interesează pe noi ca profesor. Că ca în... program. Exact. Programa nu s-a schimbat. Deci nu e schimbată programa și atunci noi știm exact ce avem de făcut. Iar mai mult decât atât, în perioada aceasta de început, sunt acelea inițiale care se dau la copii și există o perioadă de recapitulări și atunci o să vină manualele la timp, sigur că da. Deci vor fi și astea asigurate. Dacă mai sunt. Manualele de sport încă nu le-am ridicat. Într-adevăr, sunt și aceste manuale pentru că sunt la nivel de țară, ce să mai zicem. Dar să știți că anumiți termeni care se folosesc la sport, dacă există, de exemplu, există și perioade în timpul iernii când putem face și la sport, să zicem, o activitate la clasă în care se citească și se ia la cunoștință de termeni. Sunt copii, de exemplu, care vor să acceadă spre liceele militare. Și atunci, acum în clasa 8-a, când termină 8-a, au acest și terminologia, ei dau teste eliminatorii, aceste teste fizice. Și dacă știu despre ce-i vorba, atunci sunt utile și astea. Adică trebuie să acceptăm și noutățile, să spunem așa. Am luat un uniform din bășcărie, dar... Dar anumite, să știți că sunt folositoare. Până la urmă, tot ce e nou, nu tot este rău. Într-adevăr, nu o să facă sportul, să stăm la clasă, să citim, dar... În mare și un manual, dacă, mă rog. Domnul Marin, dacă... Domnul Sârghi, aș vrea să vă pun trei întrebări punctuale. Constructive, fără să fim destructive. Aș fi vrut să îi spuneți un pic despre avize și autorizări. La începutul ideii dumneavoastră, speech-ului. Doi, m-ar interesa
Deci dacă puteți să-mi spuneți acum răspunsul la prima și vă pun a doua întrebare. Trei întrebări am ca să vă numă mult. Câți copii din clasa 8 au accesat la liceu în oraș, a 9? Toți. Toți cât? Toți copiii, 22 de copii. 22. Toți la liceu? La liceu? Profesional și liceu. Și la liceu? Profesional și liceu. Am înțeles. 16 liceu. 16 liceu? Da. Am înțeles. E foarte bine. 75%. Da. A spus că bunătățiri la gutinaș, la echipamente, nu, la mobilier. Ce anume îmbunătățiri? Bănci noi? Bănci și scaune. Sunt noi? Noi. Eu am avut un rezervă. Parteneriat. Deci am avut un parteneriat cu o asociație din Belgia și ne-am trimis mobilier pentru o clasă. Da. Da, atât. Mulțumesc. Da. Altcineva? Cineva avea să mai discute? Da, avize, le avem, sanitarii. Da, avizele. Când 90% sau 80% într-o altă țară, am înțeles, cum este. Nu ai vorba din noi. La școala, la școlile din Comuna Ștefan cel Mare sunt din 2012, de când am venit eu director. Deci n-am avut nici într-un an probleme cu avize. Deci avem autorizații sanitare din 2012. Și ISU? Și ISU, avem un aviz ISU. În ceea ce privește autorizația ISU, este o situație generală. Noi aici trebuie 80% din plan național la autorizările. Aici trebuie să trecem prin procesul de reabilitare, pentru că autorizația asta nu se acordă așa oricum. Și reabilitarea înseamnă tot ce există în construcția unei clădiri să aibă elemente, să componente ignifuge, care să nu ardă. Da, dar dumneavoastră aveți atunci îngrijit să faceți un raport către la dumneavoastră, la inspectorat, să-i anunțați că nu aveți. Da, domnii știi, noi completăm permanent pe inspect, pe acest program inspect, se știe. Deci nu se știe numai la inspectorat, se știe la minister. Este luată situația deci, la de la Inspectoratul de General pentru situații de urgență. Se știe, dar vezi, dar se întâmplă o catastrofă, nu se mai știe nimic. Eu, nu și-a asumă răspunderea nimeni. Toate eu personal, pentru a obține reabilitarea școlilor de la Nevoiești și Gutinaș, am înștiințat Ministerul Dezvoltării prin adrese obținute de la Inspectoratul Județean pentru situații de urgență că nu avem autorizații ISU. Deci am făcut adresa la Inspectoratul Județean. Inspectoratul Județean mi-a comunicat că nu au, cele două școli nu au autorizațiile ISU și am făcut adresa la Ministerul Dezvoltării pentru a obține reabilitarea lor în vederea obținerii autorizației ISU. Deci avem punctual făcut, scris, iar grădinițele, nu așa situație luată. Iar grădinițele nu necesită, pentru că ele sunt construite mai de mult și legea așa spune că toate construcțiile de până în 1996 nu necesită aceste autorizații de funcționare. Deci numai pentru clădirile de după 1996 se cer autorizații de funcționare. Deci, acum ce se întâmplă? Cu grădinițele, dacă ne ajută Dumnezeu, anul ăsta s-ar putea să organizăm licitația pentru construirea grădiniții la Negoiești, pentru toate cele. Și atunci o să centralizăm tot ce înseamnă. Da. Da, ar fi. Și toate grădinițele din comun o să funcționeze la Negoiești. Da, ar fi. Și condițiile altele și. A, sunt 5 săli de clasă. Da. Dacă mai sunt întrebări, sau ne la muriri. Dacă nu mai domnul președinte. Da, poftiți, domnule. Eu aș vrea să informez Consiliul Local în cursul zilei de ieri. A avut loc o ședință Consiliului de Administrație, la care am luat parte, împreună și cu domnul viceprimar, timp în care am făcut o verificare în filma școlii și în clasele, în modul de pregătire. Să știți că sunt condiții. Atât trebuie să spunească, așa cum s-a spus, aprobările astea, autorizații. Deci s-a igienizat, sunt și probleme care nu că au fost trecute cu vederea, sunt probleme care nu s-a reușit din cauza banilor. Dar în mare, condițiile pentru demararea, deschiderea anului școlar sunt, și am văzut acolo și cadrele prezente și băieții care erau de la
întreținere, tot de iarba, gazonul și mai gardurile vin, nu știu dacă s-a apucat, dar am spus și la băiețelul să se pândă. Deci, în mare, să ne bucurăm pentru pregătirea care s-a făcut. Așa cum spuneam, mai sunt probleme, dar sunt, e nevoie și de bani. E nevoie și de bani și la interior și la exterior. Sunt condiții igienico-sanitare la băi, la stadionul este pregătit și pentru activități sportive, am întâlnit și profesori care se ocupă cu sportul, deci sunt tăresc pusele doamnei directoare că s-a depus efort pentru pregătirea și deschiderea noului an școlar. Vă mulțumesc! Deci în tot ceea ce demersurile pe care ori le fac la școala gimnazială Nevoiești, urmăresc mai ales ca toți cei care sunt prezenți în școală, atât cadre didactice, cât și elevi, să aibă condițiile necesare și să aibă copiii pregătirea necesară pentru a avea și ei acces mai departe la în cadrul celorlalte niveluri de învățământ. În ceea ce privește transferul elevilor, pentru că vedeți că numărul elevilor scade foarte mult, la noi doar 2 copii au plecat și au plecat pentru că s-au mutat mămicile sau, eu știu, familiile în alte zone. Dar în rest, toți copiii sunt, noi avem 497 de copii la momentul acesta, deci o populație școlară numeroasă, ceea ce ne și asigură o funcționare normală, pentru că știți că elevii primesc bani la nivelul ministerului în funcție de numărul de elevi al școlii. Deci noi avem bani la școală, ca și bani ai școlii, în funcție de numărul de copii pe care îl avem, că e per capita. Dacă n-am avea copii, nu ne-am putea asigura nici salariile. Ori noi n-am avut niciodată probleme cu salariile, pentru că avem copii. O parte chiar din banii de salarizare s-au luat la sfârșitul anului calendaristic, ca în noiembrie-decembrie să fac aceste operațiuni, și s-au alocat la alte școli care au rămas fără. Deci eu mă lupt foarte mult să păstrez copiii în școală și să existe cadre didactice care să facă treabă la clasă. Ăsta e interesul meu primordial. Și mă lupt pentru școală, mai ales că școala este aproape de oraș și pericolul este foarte mare de a pleca copiii în oraș. Da. Asta înseamnă, că a crescut calitatea învățământului și condițiile de desfășurare a programului de instructiv educativ. Da. Și încrederea părinților. Da, da. Nu, că una e să fie o comună la 30 de kilometri din oraș și alta o comună la 7 kilometri, cum suntem noi. Da. Doamna director, am un coleg, Părul Vasile, care este la Butinaș, el a avut clasa 4 și a avut numai romi. Toți ăștia din clasa 4 vin la Nevoiești? De romi? Da. Sau da. Nu mai vin deloc? Care vor? Au vrea și uiște. Aici, aici e alegerea lor. O parte vin, dar majoritatea vin. Acolo mai au probleme. Noi organizăm în așa fel clasele, încât să existe această colaborare între elevii, nu există diferențe între elevi. Deci nu există diferențe între elevi, copii colaborează între ei și vreau să vă spun că există clase mixte în care activitatea școlară se desfășoară. Da, dar dânsul dacă a plecat clasa 4, preia de la întâia copii sau ia două clase, nu așa două? Pentru că avem clase consecutive. Avem de la pregătitoare până la clasa 4. Nu avem învățământ mixt. Tot am Deci sunt clase separate și la Butinaș și la... N-avem. Nu mai e 1, 3, 2, 4, cum era. Nu mai există 1-4 simultan, învățământ simultan la Negoiești. Nu este. Deci vă întreb că domnul Părâș Vasile, el a fost învățător la mine la cap, ca sus. Și el avea de la 1-4 pe toți. Da, dar acolo nu erau copii. Asta spun, că așa era și la noi când erau oprisati. 4 clase, 4 copii. Da. Da, deci noi nu avem clase simultane. 12 copii în 4 clase. Da. Cu plăcere. Mai sunt ceva probleme? Dacă nu mai sunt, îi urăm succes. Mulțumim, doamna director. Mulțumesc și eu. Să mai colaboreze. Să avem drum, doamna.
Mandatul va fi de 4 ani cât va fi și după aceea oricine trece printr-un concurs... Dar acolo nu poți să vezi, că e doamna directorului pe post, nu? Deci oricine trece printr-un concurs are 4 ani de mandat. Așa că nu o să fie. Dacă respecti guvernantorii ăștia, nu respecti. Da, o să vedem. Vă luați. Eu sunt aici pentru a colabora cu toată lumea, nu pentru a intra în conflict. Doamna director, vă invit să luați un Având în vedere prevederile dispozițiilor articolului 8 aliniatul 2 din hotărârea Guvernului 777 din 28.6.2017 privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, potrivit căruia orice modificare a datelor înscrise în Registrul Electronic Național al Nomenclatorului Stradal se face în baza hotărârii Autorității Deliberative a Comunei. Având în vedere că prin hotărârea Consiliului Local 41/28.6.2017 am aprobat nomenclatorul stradal al Comunei noastre, ulterior am constatat că există neconcordanțe între datele anexe coroborate cu pozițiile din Registrul Agricol și situația din teren, drept pentru care am inițiat acest proiect de hotărâre de modificare a hotărârii Consiliului Local nr. 41 pe 2017, conform anexei prezentate. Ați avut la mapă? Deci a studiat anexa. Da. Deci acum da, se spune da, da, că strada Nucului ține de la numărul cutare până la numărul cutare. Deci asta este... Asta a fost scopul inițierii acestui proiect de hotărâre. Dar bine, dacă ar rămâne definitiv așa denumirile astea... Gata, nu mai... Din adresă, de la... Păi asta se comunică și... La... Se actualizează, se... Instantaneu. Deci nu mai cu stică și răsute. Cum se cheamă, frate? Onești? Păi, supărat că vine, dar a fost în bani. Nu mai spune, nici principal. Vă scrie la cuvânt? Am eu observație. Da. Domnul Cruitor, poziți. La ședința când s-a aprobat nomenclatorul, nu am fost, însă am trimis, am lăsat un referat la doamna secretar. Bineînțeles că și mă așteptam la lucrul ăsta. Nu s-a aprobat, deși era o chestiune, cum zic, logică, normală și modernă, dacă vreți. Cu denumire, referitor la denumirea străzilor. Nu sunt specialist în așa ceva, însă am intrat pe internet și am observat că numele de străzi se dau la străzilor, străzile poartă denumirea unor personalități politice, istorice, religioase și în această idee am făcut și acea propunere. Nu este nicio problemă. Dacă colegii mei nu au considerat că nu este corect, așa rămâne, e ok. Problema este că eu, de exemplu, în oraș, nu știu să existe două străzi cu aceeași denumire. În comună există acest aspect. În două sate sunt două străzi cu aceeași denumire. Fiind sate diferite. Păi sate diferite, dar e vorba de comună. Deci la comuna eu asimilez cu orașul. Așa cum în oraș nu există două străzi cu același nume, nici în comună, logic, n-ar trebui să existe două străzi cu aceeași denumire. Atât, mulțumesc. Păi, dacă putem îndrepta ceva, să o îndreptăm acum, dacă nu merge așa, dacă aprobă juridic, dar să lăsăm, am putea modifica unde este, sunt cele două nume. Dar fiindcă trebuie să trece satul, comuna, strada, n-are cum să se identifice una acolo. Dacă era vreo greșeală să fie în același sat, două străzi cu același nume, da. Acum, iertați-mă, cum sunt cartierele mari. Sunt mai multe cartiere într-un oraș. Nu cred că într-un oraș
În două cartiere există acest strat cu cerbenuire. Asta, deci nu fac nicio obiecție. Dumneavoastră ați fost și consilier municipal, nu? Da. Aș fi curios dacă să spuneți, poate eu greșesc, poate nu știu, dacă cineva trimitea pe o adresă de la, o scrisoare pe o adresă din Onești, de la Borzești, sau de la 6 martie, scria 6 martie sau scria Onești strada? Onești strada, poate să scrie da. La fel și aici Ștefan cel Mare strada. Nu, aici scrie, nu, nu, aici scrie Ștefan cel Mare, dar te întreabă satul, localitatea. Aici este localitatea, nu. Deci este, este o diferență. Deci, cartierele din oraș nu sunt nominalizate cum sunt nominalizate satele în comun. Domnul primar, dacă îmi permiteți, Oneștoare strada Ștefan cel Mare? Municipiul Onești. Nu, nu le țin la Am lucrat la Sfinții Apostoli are, dar n-are. În tot orașul, nu este strada Ștefan cel Mare. Eu am lucrat la Terpsal, în mașina de curioare. Îmi spuneam de ce Borzeștoare strada Ștefan cel Mare, de asta. Nu are eu. Dar înainte nu era Rădeana de sus, Rădeana de jos? A fost strada Vișoare. Lasă-ne brei cu babiezi bilele astea alma tale, cu înainte. Noi suntem în 2007 și înainte, ieri noastre și... Puteam să punem, așa spune, că au trecut, că așa e politica, au trecut cu majoritatea, puteam să ne punem denumiri la străzi mai actualizat. Acum mai e și numărul reprezintă iar adresa ta. Domnul Zotar, acum vorbesc, ne scrie numai cuvânt, discutăm civilizat și lasăm. Da, chiar puteați să mi-a dat o idee acum, domnul Zlot. Numărul de casă. Da, numărul pe sat. Păi, vedeți că numărul 1 este și la Negoiești, este și la Rădeana, și la Ștefan cel Mare, pe fiecare sat. Și numărul pe fiecare sat. Satul și numărul casei respective. A fost doar o simplă observație, nu ca să-i cinci diferențe. Da, dar să nu credeți că cineva nu vrea să ia în considerare ceea ce spuneți dumneavoastră. Ba, asta o cred pentru că asta s-a făcut la ședința când s-a dat denumirea de stres. Nu aș fi, m-am uitat pe... Și dacă v-ați uitat pe film, chiar Nea Costicu a fost cel care, din Rădeana, că de unde atâta strada Ieremia sau strada, nu? Da, am zis strada principală. Așa. Și sunt Rădeana. Da, vezi, dar mi-am deci, deci v-a combătut un coleg, un consilier din același sat cu dumneavoastră. Da, dar e chestiunea și de educație, punct. Păi... Nu, stați un pic, că dumneavoastră acuzați și eu știu unii acuzați. Acuzați PSD-ul. Nu. Și dânsul nu este nici la PSD și ești din același sat cu dumneavoastră. Am spus, e vorba și de educație. Dacă omul nu știe istorie, ce să zice? Ei, da, că Ieremia nu a fost istoric. A, stai. Nu pot să explicați. Nu a fost istoric. Cine a fost? A fost în istoria comunistă. Nu istoric. O fost o personalitate. Neapărat istoric. Care a făcut ceva pentru Rădeana, să știe Rădeana în toată țara asta, ce vreau să Ieremia. Și Dorici, cum voi moșier? Dorici? Numele străzilor. Da, dădea cu niciun cap la oameni. Care a fost moșier? Cazanelor, nu știu, la Jevrești. Cazanelor e la Rădeana. Piste pe râu, la Polai Tulpan, la Cătălin Tulpan. La el e băgată din istorie. E băgată din istorie. La corpul strada soartei Tarna. La Sorica. La Sorica. E băgată din istorie. Vrând ne-am băgată din istorie. Mie îmi pare rău că n-ați venit dumneavoastră cu proiect de hotărâre privind nomenclatorul stradal. Să fi dat... Nu eu să fim sinceri, nu eu primesc hârtiile că trebuie făcut așa, ordine de dispoziție și așa mai departe. Eu sunt consilier. Da, dar puteți să veniți cu... Păi, nu numai pe Rădeana, dar global, așa.
apropo de primar din Bogdanan, mergeau în sire de lumina locului. Deci pe Văloaia, mergea o stradă, nu se putea, că pe Văloaia o știu toți. Păi nu este de acel lucru. Ești unde e pe Văloaia, dar nu dăm... Ești unde e? Aia e de lumina unui cantor sau unui... Nu e unui cantor, ești un oameni, ești un cantor. Baza unor regulile pe care dumneavoastră, primăria le-a primit, trebuie să facă asta. Eu nu aveam cum să vin cu această inițiativă. Dar Romica știa de multe. Am avut de când i-am propus eu. Tot spunea Romica de... Din mandatul Sfântului. De așa am mai spus și mai spun iar. Atenții cu semnele de circulație. Limitare domnule, dar în Bogdanan trebuia o stradă. Semnul se fac pe față. Strada Marie Romeo. Nu Livezi. Ba, Livezi e foarte frumoasă. Da, haideți. Hai să trecem la probleme serioase. Ce ziceți? Dacă aveți ceva de... Faceți... obiectat, spuneți, propuneți. Faceți scris. Da. Acum, în vânătorii băgați e bun, dar la Burcești așa și mai tare, ca o stradă. Așa e în Burcești? Da. În Burcești. Păi dacă numai de-al din Burce acolo... Păi acolo mergea pe Văloi, la ei. Uite, la Bogdana, strada Livezi, de la 1. Strada Prunilor, uite, ei stau... Da. De la 1 la Livezi, numărul 1 în Livadă, este la Vasile Stoica, nu? Așa. Și merge roată, până jos la Aleco, sau cât e acolo, 55. Și îmi zic, e bine cu roată aceea. Nu la Aleco, la cine? La Cazan Grechiu, la Valentina. Cazanul? Da, da. Aleco e prins în principal, că se supără Chinciu. Nu știu care e strada bazinului și la ce v-ați gândit. Strada bazinului cred că e la bazinul de apă sus. Pe Sucevian. Da. Acolo mergea strada Telului. Da. Persoană istorică, o personalitate istorică. Necșeni și pe partea aia, pe la Floreș, acolo, nu? Cum? Necșeni. Da. Acolo e potrivit, da, se potrivește. Dar sunt unii care vor modifica un pic. Sunt câteva numere, până la urmă, dacă stau. Principala e principală și la care... Asta era trecut în adrese de... și înainte de... Domnule, bine să fie... Haideți să punem la vot, dacă sunteți de acord. Eu sunt de acord. Cine este pentru? Dacă nu vă răs câte 5 cazuri. Împotrivă? Abțineți? O abține. Două abține. Două, că și eu prima dată n-am votat, că am susținut. Ai votat, domnule. N-am votat, domnule. Păi tura trecută am susținut eu, că nu e bine, că nu cunoaște istoriei domnul Puiu. Istoria locală. Dar nu știi cât am făcut remarca asta? Le mai spun o dată. Ce istorie? Ce Irimia? Un om care... Dar nu de Irimia. Atunci ți-am zis de altul. Ridone nu vă spun, domnul primar, a fost chiar bun, bătea oameni cu niciun cap. Care trebuie? Ești, pare rău, ești refugiat. Care-i problema? Da, cum să... Sirieni, români. Istoria că se ce la Rădean. Ai trecut rău, haideți că... Păi la Sărbii n-are cum să cunoască bine istoria comunică. Nu s-au materializat cele două sau trei propunere dumneavoastră, nu? Abținerea. Eu am inițiat proiectul ăsta de hotărâri pentru a merge cu strada care s-a aprobat, așa? Și atât de, în anex am modificat, de la numărul cu tare la numărul cu tare. Eu nu văd... Domnul primar, dar nu trebuie să dai explicații pentru votul meu, domnule. Nu, nu. Nu, punct. Da. Bă, bă, dar nu, cred că n-ați înțeles... Am înțeles perfect. Da? Am înțeles. Da, cred că n-ați înțeles. Trecem la punctul 2. Cum? Merita. Da. Merita. Da. Gata, s-o supus la vot. Păi de acum monopolizăm cu... Haide să trecem la punctul 2, că așa... Serios, nu așa, nu? Păi ceva serios, deci. Da. Dar vezi, sunteți nu treag, n-ai import. E număr. Cum? E număr. De ce nu-i vorum? Nu suntem nou aici cu... N-ai voturi suficient. E dilemă, de-a costică. Sunteți nouă, nu? 5 dacă erau pentru și 4 împotriva, tot trecea. Tot trecea. Deci forumul este pentru a ține ședința, nu pentru, un vot. Asta e majoritatea simplu. Hai că acum nici tu n-ai știut. Hai că... Da, el mai pune o dată, în tura trecută, în viitoare. Da. Hai să trecem la punctul 2. Domnul primar, aveți cum. Da, este vorba de... investiția, construirea grădiniții cu program normal în satul Negoiești, comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău.
Trebuie să... Am semnat contractul de finanțare cu AFIRU. Suntem în procesul de organizare a licitației și am obținut și actul adițional pentru obținerea avansului la această lucrare. Întâi trebuie să aprobăm valoarea totală, care dumneavoastră știți, din 2016. Atunci s-a aprobat investiția, deci prin hotărârea Consiliului Local 38 din 25.05.2016 s-a aprobat investiția, așa, și valoarea ei acum, pe care trebuie să o aprobe Consiliul Local și la care noi luăm avans în funcție de valoarea asta, luăm 50% avans de la AFIR cu girul Fondului de Garantare Rurală. Valoarea investiției este de 2.717.888,44 lei și supun Consiliul Local aprobarea acestei valori de investiții. Deci asta este primul punct referitor la grădiniță. După aia este celălalt cu avansul, cu aprobarea avansului. Dar inițial cât era? Tot atâta. Tot atât? Tot atât. Deci nu s-a modificat absolut nimic. Da. Ce faci? Mai comentați sau nu? Nu, fără ceva de scurt. Dacă vinii, punem la loc. Comentăm și demne bun. Ce este de acord cu suma? Împotriva ține, nu mai sunt. Numai studiul să fie făcut, să te încadrez în ceea ce facem cu... Ce este făcut pe TH-ul, cu proiectul tehnic de execuții. Da, da. Deci dacă noi suntem în faza de organizare a licitației, ce mai vorbim de, da, de încadrare? Fizabilitate. Da. Cam când ar trebui să înceapă construcția? Când ar trebui? Că nu ai ce... Că nu vine și faci contestat cineva care vine la licitație. Deci, după organizarea licitației. La licitație o să participe mai mulți agenți economici. Ei, și o să ia în funcție de ofertele tehnice și financiare, o să desemneze un anumit câștigător. Dacă e viziunea forcată, vine... Dacă... Dar normal. Dacă nu sunt contestații la desemnarea unui câștigător, atunci urmează, după 15 zile, termenul de contestație. Pune garanția firmă. După cele 15 zile, se poate semna, se poate semna contractul de execuții. Așa, se dă ordinul de începere a lucrărilor, se face procesul verbal de predare a amplasamentului, ordinul de începere a lucrărilor și se poate la treabă. Dacă se poate face ceva anunț, dar nu la primar. E construcție, nu depinde de cum e de. Deci dacă, să zicem că prinde două săptămâni bune, e dat ordinul de începere, după două săptămâni s-a stricat vremea, începe să negă, dai ordinul de sistare. De sistare. De sistare. Și după iar de începerea lucrărilor, după ce timpul permite. Da. Trecem la următorul punct. Deci am cam prins celălalt punct. Da. Așa? Legea permite ca să solicităm avans pentru execuții. Asta înseamnă să nu mai ne împrumutăm noi de bani. Că, cum este procedura? Constructorul face o anumită lucrare. Facturează. Așa. Facturează. Face situații de lucrări, care este însușită de dirigintele de șantier și de primar ulterior, se face plata, după aia se face adresă, se face dosar și se anunță AFIR-ul că s-a plătit, vine și îți dă acceptul. Înainte era altfel. Nu puteai să plătești până nu venea AFIR-ul sau SAPARD-ul, cum era SAPARD-ul înainte. Veneau ei, constatau și dădeau ok-ul la plată. Dar noi, ori în situația aia, ori în situația asta, noi trebuie să avem bani. Și după 45-60 de zile, ne vin banii înapoi. Când am fost cu alimentarea cu apă în Bogdană, Ștefan cel Mare și Neguiești, am făcut o linie de credit la Raiffeisen. Și trăgeam din linia de credit, achitam,
După ce ne dădea ok-ul Iașu, Sapardu, ne veneau bani în cont, achitam tranșa, dar rămâneam cu... Cu dobânda. Cu dobânda. Acum da. Spărut e și acum e o dobândă, dar mai mică, la, la fondul de garantare rurală. Și deci, asta e cu da. Punctul 3 pe ordinea de zi. Comentarii? Da, avem aici. Discuție nu avem, nu? Să punem la vot. Sunteți de acord? Da, să ne declarăm de acord. Cine este de acord? Este, este un obiectiv în comuna noastră, care este necesar. Îți par pași spre civilizație. Să trecem la următorul punct. Următorul punct... Asta e tot. Este... Nu, e la fel. Numai că sunt investiții diferite. N-ai înțeles. Ei, nu. Nu. Aici sunt beton. Pe domeniul ăsta. Pe drumuri? Da. Ăsta e din licitații la... Ăsta e din asfalt. Nu e din beton. Beton 5 roabe din... la un sac de ciment. La un sac de ciment, da. Deci, la fel, tot prin hotărârea Consiliului Local 37 din 25.05.2016 s-au aprobat investiția modernizare drum de interes local în comuna Ștefan cel Mare de Subacău și acum solicit Consiliul Local aprobarea valorii de investiții pentru această lucrare. Valoare care este de 5.379.037,26 lei. Da. Da, asta este după devizul făcut de, de proiectant. Dar mai dă necitiri. Ce modernizare? Unii anumii? Punctual. Nu știți? Uitați-vă, suntem bătrâni de acolo. Gutinaș la biserică? Este gutinașul de la școală până sus pe deal, stânga-dreapta. Deci ambele artiere. La Rădeana. Până la școală? De la drumul principal, de la Puiu, până la școală. Cu zid de sprijin, cu așa. Intrarea în gară. Drumul de la poliție, între poliție și Căminul Cultural. Aia 11, ai vezi. Bogdana, 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 nu la livadă. La unde am zis? Bogdana, Bogdana, nu. Vezi că le încurci. Dacă eu prea multe obiective vreau să fac, tu le faci. Bogdana este care este prins, că este tot așa, e aceeași, în același stadiu de organizare a licitației. Da. De la școală, de la ferma veche și până la cantor. Așa. Și la Negoiești, de la Gârbovana, din drumul principal, drumul așa, până sus la biserică, la Gârbovana. La biserica aia care e în dialul. Da, 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 da. Mai pe dialul, pe dialul. Dar... Da, dar la Bogdana e prea puțin. La școală până la canton, acolo sunt 300 metri. Nici 300 metri. Se pot compara cu Negoieștiu, Gabi se duce ca pe autostradă acasă? Ia vină tu alea, că las cu vorbea la diverse. A, nu, că el e la centru. Mai romică, mai romică. Noi nu facem proiectele astea în funcție de... persoane. De număr de consilieri din sate sau în funcție de... Știu, da. De sate. De necesități. Și astea au fost, nu că n-ar fi necesar și Bogdana, e necesar și Bogdana, dar au fost enunțate și trecute din cauză, din cauză că așa cerea programul pentru a îndeplini un punctaj. Da, punctaj. Ei, și de ce am făcut la Bogdana? Am făcut la Bogdana pentru că am mai luat un punct sau două, așa spune în ghidul solicitantului, că se punctează acolo unde drumul deservește un agent economic care la rândul lui a obținut, a accesat fonduri europene. Da, e corect. La Dotarul. Da. Da, e bine. Și, da. Și celălalt, eu spus, care, drumuri care deservesc obiective de cultură și de cult. Școală, biserică, cimitir, gară. Gara. Da? De asta am făcut și la gară, ca să mai luăm și de acolo un punct. Pentru că nu cred că eu eram singurul în țara asta care făceam proiect pentru modernizare de drumuri. Sunt multe proiecte și ele merg să faci un punctaj, să faci o evaluare a lor. Și în funcție de punctaj, prins și finanțare.
Și poți să pierzi o investiție de asta la diferență de un punct. Dacă se termină banii și ești cu un punct față de ăla din față, dacă ăla e ultimul de pe listă și tu ești primul sub listă, nu te încălzești cu nimic. Deci asta a fost gândirea mea atunci când am nominalizat aceste tronsoane de drumuri. Bine, la Gutinaș, ce să spun, era imperios, necesar. Nu era și o condiție bună, de ce dintr-un drum asfaltat, pare biserică, nu era o chestie. O fost la început, după aia o căzut asta, da. Și la Rădeana acolo. Vă dați seama că la Gutinaș, o mare parte, aproape jumătate din valoare, vreo 21 sau 22 de miliarde vechi, se investesc numai la consolidarea aia din mal, unde s-a rupt drumul. Deci acolo se duc 22 de miliarde. Da. Din coace la Rădeana iar se consolidează până la biserică. Deci de asta am vrut să vă întreb eu. Panta de la biserică e bine. Panta de la biserică, nu avem treabă cu ea. Nu avem treabă. Dar vine pământul de acolo să se consolidează. Păi nu, se consolidează toată partea aia de sus, se face zid de sprijin până la biserică, dar până la școală. Se face. Știu că e 150 de metri de dig. Băieții ăștia au făcut șanț până la dovânare. N-avem treabă cu investiția aia. Dar scolul ăla s-a înfunat. Sunt investiții diferite. Nu s-a noastră, nu? La diverse. S-a noastră, dar diferite. Asta e în subiect. Asta e prin PNDL, Programul Național de Dezvoltare Locală, prin Ministerul Dezvoltării, și asta ce spun eu e prin PNDR, Programul Național de Dezvoltare Rurală. Avem ultima rugă. Care este prin fonduri europene. Trebuie ce vreau. Da. Mă aveți. Și dacă vreți, deci asta este valoarea și pentru punctul următor este la fel pentru aprobarea scrisorii de garanție la fondul de garantare rurală pentru jumătate din sumă. 50% din sumă care să o avem în contul nostru să putem plăti primele situații de lucrare. Prima factură. Da. În președinte, ce facem? Mai... Să le votăm în bloc pe amândouă, că da. Nu o să mai lungim. Sigur, să punem la vot atunci. Sigur. Cine este? De acord, împotrivă, abține, s-a votat în unanimitate. Merg la rectificare, du-te și cheamă pe Ioana. Da? Du-te, du-te. Da, domnul primar, dar cu apa, băiatul... La diverse, urmează diverse după asta ne-a fost. Da, nu, e asta, bă. Diverse. Avem... Nu, mai avem un... Nu mă dai bine pregătită, ești nu mai venit. Te mut la PSD. Vrei la liberare o leacă cum ești, mă dai. Da, fii mai pregătit. Vezi că mai ai greșit. Da unde? Nu știu. Utericianu, lasă. De gât. Alticia Gari. Veronic, Utericianu. Moșu ce cum tu cum ai venit pregătit la ședință? Ce ședință a fost când ați aprobat chiria la cămin? A, da. Mie chiar mi-a convenit așa, mi-a convenit când propunerea a venit din la un liberal, știi? Care să... De ce e oră pe oră sau când a pe metru pătrat. Am mai ridicat pe metru pătrat, da. E, chiar mi-e convine că propunerile astea de mărire a taxelor vin de la liberal. Vin de la liberal propunerile astea. Să fiu cu exact de azi, eu. Ca să vină în sprijinul metrului de afaceri, știi? Să-i determinăm să mai vină la noi în comună. Asta e evazionist, ea mai spune. Băi, nu contează. Nu, nu, nu. E, am grijă eu. Să-l duc păinarul la el în casă, să iei minte de acolo. Da. Și de ce se ia bani păinarul, cum poate să... Aici, Romeo are dreptat. Mereu ne umflă prieturile la capul. Ați ăștia afară, ce se întâmplă? Păi, uite, a venit doamna contabilă. Rectificare, nu? Mhm. Uh-huh. Că n-am știut că veniți. Bună ziua, domnul Reila. La rectificare n-am mare lucru ce să vă zic, decât că o să dau citiri la adresa de la finanțe, când ne-au retras de la TVA 120.000 de la salarii de la învățământ, prin adresa 2009, din 28 august 2017, se retrag de la TVA din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, 120.000 de la salarii de la învățământ. Deci ei li trimitem niște situații, ei știu că avem un plus și atunci ei retrag. Deci asta e retragerea de la TVA. Asta nu înseamnă că rămân... Nu, că avem mai mult decât trebuie decât trebuie până la sfârșitul anului.
Iar referitor la rectificare, deci primim avansul pentru cele două investiții care însemna contractele pe AFIR, pe construcții grădiniță și pe modernizare drumuri. Și atunci rectificăm bugetul cu avansul care îl primim și cu comisionul care trebuie să plătim la fondul de garantare. Da? Deci la avansul de la grădiniță în valoare de 1.121.133.000, iar avansul de la drumuri în valoare de 2.224.110.000. Comisionul pentru fondul de garantare de la grădiniță este 20.000, iar de la drumuri 40.000. Cam despre asta e vorba la rectificare. Și pentru asta rectificăm bugetul. Atât pe venituri, cât și pe cheltuieli. Pe venituri cu avansul, pe cheltuieli, cu comisionul și cu ceea ce plătim. Da, e pentru terminat. Da. Da, scurt. Dacă vă... Dacă aveți... Presupun, mai întrebați altceva, asta e referitor la rectificare. Reconozeam anul ăsta să fie licitația? Licitația, da, o să înceapă, sigur. Cât ar mai dura să efectiv? Păi abia încărcăm documentația PCA, da. Până ne validează, știu eu. Vreo lună tot durează până da, trece... 10 zile validare PCA. Da, bine. Da, dacă nu sunt obiecții, că am avut odată respinsă documentația PCA. Am avut și contestațiile la grupul de sarci. Da, s-au modificat. Acum durează mai mult. Mult mai mult. Da. Dacă nu iar licitația în sine durează foarte mult. Dacă o terminăm până la sfârșitul anului, e bine. Licitația poate să dureze mai mult sau mai puțin? În funcție de, în funcție de ofertanți. De câți ofertanți sunt. Că dacă sunt doi, una e să studiez documentația două firme sau de nouă. E solicitările. După aia solicită, sigur mai solicită clarificări la... Ce de clarificări automat? Deci astea sunt niște teme care nu depind de noi. Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot. Ce este? Pentru, împotrivă, abține, nu sunt. Da. Vă rog să luați un măr. Și cu măr, două. Ca să nu plec cu mâna goală. Ia și de ea, sunteți trei în... Da, luați pentru... Mai luați de aici. Ia, lăsați mai mari. Gata, gata, mulțumesc frumos. Mă dați pe camere cu furnerele. Cu acceptul lor. Da. Domnilor consilieri, domnul Gabi vrea să ne părăsească la discuție. Nu, la discuție. A, vreți să stai la discuție. Da, bineînțeles. Atunci de voi primul să spune la divers. De când stai săracul? Nu stau. Domnul, ce-a spus domnul Romic, că îmi pune domnul primar asfalt. V-ați rugat din suflet să veniți să vedeți Gârbovana, drumul Gârbovene, a spus domnul primar? Eu? Da, după ultima ploaie, nu exagerez, sunt peste 30 cm șanțul. Trebuie făcut ceva neapărat, dacă mai vine o ploaie ca e ultima, s-ar putea să mergem doar pe jos. Deci, eu scurt și la subiect. Trebuie, e jale. E rupt tot, de la deal, cum veni purogul, nu știu, îmi face ceva vreodată pe izlazul ăla, nu știu. Dacă aveți treaba așa, eu aș întreba să fiu un loc. Îmi dai voie, domnul primar, să te... Da. Nu avem contract de întreținere curente, cu o firmă abilitate, să vină să clarifici probleme. Nu, nu, Romic, nu l-am glumit, veniți toți dacă vreți, să faceți anii domnul primar în 2000, când eram cu Buci, nu? Și când au spus, nu-i niciodată, vrea Costică... Iorga. Ți-am zis, băi, când așa la vici, ți-am zis că o să facă întâlnire în comună și când a văzut Bogdana, vă ce să aminti, când a văzut Bogdana, că era crater, băi, zic, au dreptate. Deci acolo, dacă nu se mai ceva sus pe izlaz, nu știu, aia drumul o să fie compromis permanent. Și am văzut la mama alaltă, eu nu că la mama acolo, e zare, vă speriați. Plantat copaci. Băi, nu, dacă nu știți zona, nu vorbim, nu vorbim așa în două de plantăm copaci unii pe drum. Se declară că se plantează fiecare an copaci, ia să vedem. Nu-i vorba de copaci, băi, rog, dar e znaș, băi. Probleme adresate mie. Da, și e znaș, dar te-ai dus până sus pe izlaz să vezi și ea, de ce vorbesc, e znaș. Voi rezolvați-le, da. Izlazul comunal, spune ce se plantează, plantează izlazul?
Ce să plantezi? Deci e o râpă, râba Cărămășâțe, cum se numește la noi, când v-ați duce apa pe acolo. Fosta tovarășă primar, nu vreau să-mi adau nume, așa, o stricat tot. Deci era, bă-ți să aminti zazul cum era. Și de-a dus o terminată, vreau, s-o stricat tot. Deci aici e problema. Tăi mergem pe la fața locului. Eu cred că nu trebuie să te... Dacă nu știi unde îți place... Dacă mi-ai spus mie... Da, trebuie făcut ceva acolo, asta zic, nu știu. La anul. Un șanț, un deț, un tub de asta mari, alea care s-au acolo la Gârbăvana, tubul alea. Nu zic și eu, nu știu. Ar merge. Ar merge și alea puse, sau știu, nu știu. Oricum o să rugăm permanent acolo. Și muncă degeaba, băgăm, acum sincer, s-o băgat soarta acolo. Îl spală, îl ducem pe rău, de asta, îl spală, îl ducem pe rău. E muncă, muncă de asta, dar. Nu pot să zic, nu s-o balasta, sau... Nu s-au dezăpezit, Doamne ferește, dar bă, vine de mare. Și-a fost ploaia aia, baia iute acum. Da. Nu au dus tot. Cred că trebuie Tomas să o să-mi gura domnului. Acolo, unii râpa, acolo. Dă drumul la râp, pe rândul să duc. Și acolo, numai vină... și acolo și în Valea Fântânii. Dar acolo curge apa, că acolo am crescut, că am și-o 50 de ani. Da. Să nu mai vină de mare în drum. Uh-huh. Asta e bun, că într-adevăr. Elimin cauza, nu e efectul. Exact. Da. Da, da, eu chiar că... Trebuie să prindem în domeniul public și porțiunea aia de drum, că nu-i prins în domeniul. E vorba de muncă, că într-adevăr, dumneavoastră ați băgat permanent, dar băgăm așa, băgăm niște bani, vrea care să spală, exact chiar să spală pe drum. Asta e. Da. Domnul Romica avem. Domnul președinte, domnul primar, vă adresez dumneavoastră, cu scuzele de rigoare, diverse, faci parte din cadrul ședinței de Consiliu Local. Dacă vă spunem dumneavoastră, nu înseamnă că și noi consilierii nu trebuie să știm. Ce v-a zis, trebuie să vedeți. Deci că nu m-a interesat, adică pe mine, eu le fac. Tu când ai aruncat cu planta, acceptul, cu... da. Când ai spus din planta... Asta e ca o remarcă, să știți că trebuie să știm și noi consilierii, la diverse, de ce să discutăm. Nu zice nimeni să nu știi. Eu de ce m-a spus că vă invit acolo să vedeți? Că vă duceți în teren, găsiți că trebuie să faceți o investiție acolo și veniți la noi să aprobăm, Consiliul Local. Da, pentru așa atunci vă științez de investiția care trebuie făcută, dar dacă tu nu știi despre ce e vorba, nu știi unde este punctul respectiv, de ce îți dai cu părere? Nu, eu am dat cu părere, am zis că noi declarăm în fiecare an că plantăm, plantăm, plantăm. Dar ce trebuie să plantăm pe drum acum? Eu ți-am zis, mergi cu mine să vezi. Ce mă deranjează faptul, mă scuzați că n-am terminat, odată la 4 ani, veniți prin satul ăla prăpădit, care am ascult din sat, și cereți voturi. Dar n-ați urcat până sus să vedeți cum arată satul ăla. Asta e un sat mic. Că dacă numărăm case, le vine număr pe toate, îți vreo 40 ceva de case. Cât îl vezi dimitit de la satul ăla? Dar la cerșit voturi vin toți. Să nu înțelegi, n-am fi de acord să-ți facă acolo treaba. Nu-i problemă. Asta am spus. Asta am spus. Eu sunt de acord să-ți facă, să fii cum... Dar nu faci nimic, îi face la toți. Dar bineînțeles. Cine zic că nu suntem de acord să facă? Indiferent, trebuie să... Niște costuri vor fi. Trebuie să le aprobăm, nu? Da. Domnul, mai aveți ceva? Nu, nu. Atât vreau să zic. Domnul Croitor. Am trei probleme. În Rădeana, sus chiar la intrare, la ieșire, de fapt, s-a turnat rigolele aia de scurgere spre capătul satului. Știu că ați trecut aproape zilnic pe acolo. Și ieri a fost. Arată îngrozitor. Așa sunt rigolele. Nu a fost prins în proiect și nu își permite să suporte costurile suplimentare. Chiar ieri am avut o discuție cu constructorul și spunea că eu cred că am cam cheltuit, am cam făcut de banii care i-am luat. Și aștept să-mi prezint pe situație, să vedem. Lucrările... Dar deci în proiect nu este, în proiect nu este prevăzut cu două... Da. Oamenii mi-au spus că a venit odată, la un moment dat... A venit și proiectantul, exact, am făcut o propunere, să fac o dispoziție de șantier, să dubleze. Exact. Așa? Și nu, văd că nu... Podețul ăla nu are capacitate de preluare a întregului volum de apă în momentul când se produc... precipitații abundente. Dacă se mai întâmplă ce s-a întâmplat în 2016, poate să fie și de un metru pe 2 metri și tot nu prea ia, că nu prea ia șanțul. Bun. E o uliță acolo, între Popa, Mandița și cine mai stă acolo? Ganea. Da, da. Nicușor. Nicușor, exact. E, acolo, în momentul când s-a turnat rigola de scurgere, este mult peste nivelul apei care vine din câmp și acolo toată apa o să vină în curtea omului. Cred că ar trebui făcut ceva. Deci înainte de a turna,
înainte de a turna, am fost în Plut și era și constructor acolo. Și am convenit să fac, să taie. Eu a fost mai ușor, că ieri când am fost la Rădeana, am văzut că n-au făcut. Și l-am sunat și a fost mai ușor să toarne din tregul și acum să taie cu flexul. A fost mai ușor. Nu contează groapa mortă să fie frumos, știți? Deci cam așa vine chestiunea. Deci, să se rezolve deci problema. Da, da, da. Și mai e încă o a treia chestiune care, cum să vă zic, nu trebuie să vă supărați pe mine. Când oamenii vă sună pentru o problemă, nu-i trimiteți la consilieri, pentru că sunt anumite atribuțiuni care nu țin practic de consilieri. Cine vă informa? Să vă informeze corect. Asta este tipul lui Chirales. Că mi-a spus mie, că nu v-ar deranja, dar consilierii ăștia la noi, noi nu mai avem consilieri. Mă, dar l-aveți pe Puiu. Păi Puiu, nu știu unde, ăla-i pe... Croitorul. Mai aproape. Păi, nu, e în concediu. Ăla-i pe Slotul, mă, la Radeană. Da. Păi mă trimit la Slotul. E, uite asta. Deci, știi care trebuie? De curvi masculini de astea, eu sătul. Da, am fost în stațiune. Deci, îți știi și programul, vezi? Păi, dar e logic să știe programul. Dovadă faptul că știau unde sunt, deci comunic cu ei. Dar alții nu știau. Este treaba lor. N-au comunicat cu tine. Apropo de chestiunea asta. Eu am o propunere. Cel puțin pentru Rădeana, dacă ceilalți consilieri nu sunt interesați. În stația de autobuz în centru, să punem un panou de afișaj. Pentru că sunt chestiuni care trebuie comunicate oamenilor. Dacă nu poate primăria, mă angajez să-l facă. Numai să-mi dați voie să-l montez acolo. Cu ce mai mare plăcere. Deci se poate, da? Pentru că sunt lucruri care se discută în ședință. Nu poți duci din poartă în poartă, te întâlnești cu el la fiecare pas, dar uite care-i problema. Așa, uite, domnule, asta s-a discutat. Deci mie mi se pare o formă de comunicare foarte bună cu cetățenii. Nu numai pentru mine, vorbesc pentru primărie, în general, pentru activitatea care se desfășoară aici. Dar ce aș dori eu, dacă tot faceți treaba asta, ce să publică să fie și adevărat? Oh, dar nu fac articole, domnule. Eu articole să le public acolo, stați liniștiți. Păi nu, ce să discute în ședința Consiliului Local? Cel mai bine ar procesul verbal de ședință. Păi asta, la asta mă referesc. Hotărârea de Consiliul Local. Exact. Mi se pare normal. Procesul verbal de ședință este exact oglinda a ceea ce se întâmplă. E un rezumat al ședinței. Da, le cere. Vă privat, dar ieri chiar am fost în câmp, ticul lui Chiraleț, iar s-a luat de mine. A zis că stăm degeaba la primărie, că vreau o stație pentru călători acolo. Că oamenii vin în frigul și stă în ploaie și una tocmai la Nicușor, la lui Chiraleț. Domnul Chelaru, vă rog frumos să mă învățați să vă scris la cuvânt. Dar nu, că era... Omul l-au discutat, mă, dar te-a băgat pe... Leonardo. Păi, dar nu-i crâșm aici, e o ședință care trebuie respectat. A zis acolo. Să firmeaz. Da, domnul... Mulțumesc, am terminat. Ați terminat? Da. Da. Domnul Sărghi, am și-o două, trei probleme. Din ce s-a constatat acum la ce văd eu la făcându-se șanțurile, foarte multe, nu știu, n-au panta suficientă, sunt fundate. Eu aș zice să desemneze o persoană din cei de la 416 și să fie activitatea lor. După o ploaie, să-și o furcă, o sapă, doar să dezemă ce putea, unde s-a făcut zidul de sprijin. Acolo e infundat cu bălării, cu ce au adus apă. Deci, dar chiar unii începe zidul de sprijin. Da, da, da. Deci, asta să fie treaba lui. După ploaie fac o vizită în teren, iau toate așa și să... Că au pe dealul sudat toată gripulare și cei care au fost dat astăzi iar sunt așa. Deci asta să fie treaba lui, dacă scoate. Oricare vite... Da, da. Deci asta să fie treaba lui. Deci ți-a spus cu drumul lui, nu știu. Eu am propus, dacă țineți minte, dar probabil că e trebuie. Deci o vizită a consilierului în teren, domnul, în capul satului, dă jos din mașini, din ce, merge pe jos și vedem și noi drumul, eu știu, bălării. Deci, și atunci nu mai ești din necunoștință de cauză. Și crezi că am ceva împotrivă eu? Nu, dar eu am și-o rămas la faza aia. Eu chiar vă rog să faceți da. Așa. Da, faceți pe fiecare sat așa. A treia problemă, dacă vă solicită opinia privind traseul pe care îl fac microbuzile astea care deservesc statele. Vă întreabă cumva cineva? Ca idei. Nu știu. Nu că întreabă. Când se licitează, când se... Nu, nu știu. Deci eu aș propune dacă vă întreabă. Acestea sunt trasei județeni. ACJ-ului. Și a Consiliului Județean.
ei mai țin cont câteodată pentru licitația următoare de anumite propuneri. Țin sau nu țin cont? Cum am făcut la Vișoară, să meargă până sus în sat. Deci, am întrebat, în ce sens am întrebat? Eu aș vedea treaba ca lumea, ca traseul microbului care deservește de să vină pe Islaz și dacă se va asfalta și să vină până la biserică de ziua sau până la școală. Și de acolo se întoarcă tot pe același traseu, adică să-l iese lumea, îi lasă la magazin. Hai băi, veni pentru 5 metri acum, vreți să modifici traseul, că vrea modific traseul. X să meargă până în casă. Deci așa cred că în Radian au traseul numai până iar la Radian. Păi nu știu, probabil traseul nou, dacă o să fie ori. Urcă pe Islaz, da, face lucrul ăsta, oprește în centru și covoară pe ștăghiță. Păi înțelege, dar e bine așa. Dar e foarte bine. Foarte bine. Dar n-ai cum să-i obligi pe ei că iau... Dar nu e obligat. Dar nici odată. Traseu. Dar n-are treabă primăria cu așa ceva. Eu am întrebat. N-are nici odată. Acum, pentru că s-a terminat asfaltul și pe parte și pe alta, da, poate să-i chide în el. Deci mă gândeam în sensul că te-a adus Islaz. Da, poate vrea să plece din la oraș. Deci ori trebuie să coboare, ori trebuie să vină la poate plece cu bagaje, cu ceva. Când aveam copiii la școală, domnul primar știe. Domnul primar știe, când aveam copiii la școală, venea pralea lui, lua, venea, faceți aminte. Și ce-o spus, domnul primar? Băi, eu n-am nicio putere. Faceți voi de aici din comună, din sat, știți, nu? Să ne bage Ștefan cel Mare, cum era odată. N-a vrut, du-te bă de aici, bă, noi suntem patronați, să nu avem nicio treabă. N-am nicio treabă șofierul, primarul. Dar nu e vorba de șofierul. Șofierul merge pe traseul care lui e stabilit. Dar n-are treabă patronul cu primăria. Nici patronul, dacă el a licitat pe un traseu, el e obligat chiar să meargă pe traseul ăla. Dacă are devieri la traseu, se întâmplă ceva, are probleme. Asta e... Nu plecați, că trebuie să alegem președintele. Nu plec, numai să... Bine, deci eu așa ziceam, că care-i las aici jos, sau oricum sunt multe case. Pleacă cineva, a luat vizit eu, zici, baba de culo. Trebuie să vin cu trăieștele ori jos, ori la... În fine. Dacă vrem. Da. Dacă vori. Aici, mă, nu le poți impune, că n-ai cum. Dar nu-i vorba de impus. Da, înțeles. N-am început cu treaba asta, dacă solicită. Nu, dar părere. Așa ceva cred că nu se scoate la licitație, să includă toate ulițele. Dar niciodată nu ulițele. Dar uite cum e Bogdana. Bogdana e... Așa trebuie să urci și pe livadă, distanța mai mare până la... Exact, și satul mai mare, satul, mă rog. Deci n-am să intri pe Olțeană, să vină până în Bunivine și tot pe traseu să-și întoarcă. Bovana. Dar trebuie să ducă până la deal, până la Ghiciușcă, care e unde. Nu fac asta. Nu, ei iau un traseu bine stabilit, că nu le include peste. Asta nu era asfaltat, când a fost traseul stabilit. Sau cum era Vișoara. Vișoara era până la Punti. Da. După aia au trecut și podul. După aia au trecut și podul. Prima dată nu întorcea la Vijiac acolo. Da. Vine roata pe la căiuță. Bine, dar le-am creat condiții. Vine roata pe la căiuță. Le-am creat condiții, am tăiat bara de la pod. Da. Ca să poată să treacă. Iar ești obisnuit? Da, domnul Sărgi, gata? Gata, mulțumesc. Domnul Chelaru, acum a adresat. Ce vreau să vă spun, domnul? A venit băiatul ăsta cu apa. Eu n-am contoarul sigilat, că mi l-am pus pe stică. După aia vină și-o sigilează, dar ne face contractul acum când sigilează? Da. La apă? Da. El vine, pune sigilul, face și contractul, nu? Păi, dar Costică n-a nicio treabă cu... Dar nu Costică, de el e pus. Dar nu... E pus băiatul ăsta al Jean, dacă vine, numai să ne-l sigileze. Știi cu ce înseamnă cu Mulescu acolo? Și ăsta a rămâne definitiv contractul când vine el? Dacă o fi să predăm la CRAB, predăm cu nou contract. CRAB o să mențină contractele făcute de noi sau o să facă un contract. Dar ea, de înregistrare, consum tot? Asta consumul îl înregistrăm noi până când predăm la CRAB. Păi se o iau cine? Păi în momentul acum când vine sigilul. Cine e președinte? Nu ia și numărul. Ia și indexul contor. Da. La Bacău. Și altceva este că dumneavoastră a zis pe acolo, mi-a zis Cercel, că să treceți în domeniul public. Eu în raportul de activitate, v-am menționat acolo, ați mai zis dumneavoastră odată că trebuie scos din sub concesie. Unii am măsurat terenul. Nu vreți un proiect al dumneavoastră să treceți suprafața care e mică, că nu mai e teren mare. Să treacă în domeniul public, ca teren de sport. Ne trebuie și un teren mai mare. Țigarii sunt acolo zi de zi. Dar ce să le faci? Nu sunt prea bucuroși. Ce a fost? Ieri am trecut pe acolo, alaltă ieri am trecut pe acolo și nu i-am văzut. Seara? Aolea, ce e acolo? Dar depinde când vin ei de la... De unde mă umblă ei, trâncănaua. Nu vin la facultate. Vin de la muncă. Și e acolo, vin câte două. Știți care este dorința mea? Nu știți cum, prieteni. Puneți adevăr, nu ați...
Nu, dar unde? Nu, am trecut. Nu credeți că vreți să-l treceți în domeniul public. Bine, asta este altă treabă. Păi dacă în continuare am vorbit cu băieții la Javrin, vreau să încep cabinet de minifotbal. Am cumpărat deja un rând de tricouri, am cumpărat două mingi, am cumpărat farioane. Păi dar de minifotbal, de ce nu faci la școală, ești pe teren ca lume? Păi dar dacă o fi să jucăm și pe teren mai mare, nu-i bine să-l avesc pe... Dar dacă ori e minifotbal, ori e... Păi dar minifotbal aici, dacă venim la școală, pot aduce urâță ea de la deal aici. Care urâță de la deal? Țigani, de la... Dar de unde știi? Că, de, ai echipă făcută cu ei? Da, am făcut deja, am 12. Da. Și cum, dar le-ți permis să stai lângă ei și noi nu-i permitem ca să vină terenul de fotbal? Da, dar nu stau lângă ei zi de zi. Vedeți că aici nu-i primesc. De la Bogdana, nu știu cine răspunde de tău. Ce nu ne primește? Nu-i primește ca să vină să distrugă. Dar nu ca să vină la un campionat de mini fotbal. Când e campionat, să vii din tot rancanaua, tot ăla. Eu am făcut o întrebare, v-am spus la... Spăi niște copii ăștia noștri care sunt. Țara arde și baba să cheap, să mă ieșat dacă... Să uite-ți bani, dacă trebuie să ne apropo de iar, domn primar, acolo, ați văzut ce se pierde la canal? Cine mai va face? Când să repare aia? Că ne ia tot nou. Nu? Păi ne bagă plus. Și curge dintr-o lună. Să-ți vrea și eu să spun ceva. Să stai bine, colegii. Da, tu ai apometru? Da. Și când îți vine factura, da, nu spui la apometru... Vine iarna, așa e îngheață acolo. De unde știi? Dacă curge, nu îngheață. Nu îngheață. Când curge, nu îngheață. Și pe la Bogdana, pe la hidrantul ăla. Și nu se controlează, nu e controlizată. Dar nu trebuie făcut ceva. A făcut hidrantul. A făcut, mă. Dar nu e de la hidrant. Până când? Dar știi, mă. Dar nu Costic, că cred că vine care săptămâna sunat. Dar știi, mă, Costic, că știi. Nu l-am anunțat? Da. Nu, știi că îl primește și el bani de la firmă ca să-și cumpere ce are de cumpărat, că doar nu o spune din buzunarul lui. Da, îmi nu, el poate să facturieze cumpere undeva, pune factura la condamnare de bani. Da, dar trebuie să facă un referat înainte. Referat, sigur. Referat și aprobi. Așa se trezește că ea cu factura asta, dar ce ți-o pus? Iar pierdele rezolvă, mai merește de cu prețul la apă și pe. Dar nu mai ești, că aici la negoiești consumul de apă, nu este controlizat. La paușar sau cum? E la paușar. La index. Păi negoiește la primar. De la unde se plătește? Haideți să dăm plumatul și domnul Reina. Nu se plătește de acolo. Mă gândeam să poate intrat ce e roșu. La secție. Poftiți, domnul Reina. Domnule primar, eu am ridicat problema asta și în ședințele trecute. Nu erați aici, dar aș ruga să notați și să consemnați și un proces verbal. Pe Bogdana Sus au făcut niște defrișări pe lungelele, pe marginea pârâului. Defrișări care nici nu s-au terminat, au stopat și au rămas grămezele alea de crengi acolo, care creează un aspect urât. Discutam noi odată că această variantă trebuie să fie cât mai curată și îngrijită prin faptul că vin foarte mult turiști la Mănăstirea Bogdana, la ferma veche și aș ruga să se reia această activitate, să strângă grămezele, le dea foc, să igienizeze problemele alea acolo, fiindcă nici mie nu-mi convine, aș ieși să dau un foc eu singur, dar dacă ei a început cu Matei, Ilie, cu oameni, au tăiat, au defrișat, le-au strâns grămadă, să vină să-și continue treaba. De-aia au fost și făcut de grămez cu scopul de a se usca și să-l poată da foc. Da, da, dar cred că s-au și uscat. De acum vine iarna și le udă și nu mai e foc. mi-ar place și mie să fie curat acolo. Auzeam și pe la televizor, domnule, cei care nu ies, un primar, nu știu, din Argeș sau nu, vor ideat o scopat ajutorul social, pentru că nu iese lumea la treabă. Nu le mai dau. Păi, dar domnul, stați-le. Nu-i stați. Dar nu, oare pe timpul când erai viceprimar, nu erau... Stați un pic, ajung și aici. Lăsați-mă să vorbesc. Eu apreciez faptul că oamenii sunt mobilizați și se atacă punctele cheie. Și-aș ruga pe colegii mei. Domnule, dacă nu cunoaște bine situația concret la fața locului, nu ridicăm probleme să atacăm. Eu cunosc și Gârbovana, cunosc și... Corbu și Jevreniu și Bogdana și Rădeana, nu discutăm lucruri pe care nu le cunoaștem. Doar așa să ne aflăm în vorbă. Din ce înțeles acum? Vă rog frumos să mă lăsați să vorbesc și fiți mai disciplinat, domnul Mare.
La Gârbovan, într-adevăr, ce semnalează domnul Cercel, este o situație destul de greoaie. Este o situație destul de greoaie, s-a lucrat acolo, s-a cărat piatră, eu m-am ocupat special de această variantă la Gârbovana de la pod în sus, este destul de greu. Și să nu ridicăm probleme, că se planteze. Plantatul pomilor nu rezolvă probleme, se plantează și pomilor acolo unde se impune. Acolo trebuie să luate măsuri, oprită apa, deversată în stânga, în dreapta, ca să nu mai atace drumul ăsta care curge la vale până la fântână acolo. Acolo mereu a fost problemă. Să găsească soluții cu tubul, cu stoparea acelei viituri, să nu mai afecteze aceste case care sunt expuse pericolului. Și dacă vreți, vă mai dau și alte exemple. Cunosc situația foarte bine. N-am îndrăznit să înfrunt pe nimeni, dar situația așa este. Suntem unii care nici în satul nostru nu cunoaștem situația bine. Dar, minte, în alt sat care nici poate nu l-am văzut de când eram copii, când mergeam cu plugușorul pe acolo. Se fac în 4 ani, cum a spus Gafi. Da. Mai sunt și de la unii lidor văd când e mici primari din nou. De la unii lidor să fie mici primari. Problemele care le ridicăm aici, în Consiliul Local, domnule, ele la mai devreme sau mai târziu trebuie să capete viața, să fie aplicate în viața practică, să fie eliminate și apar altele noi. Uite, eu mă bucur, de exemplu, de această grădiniță care se preconizează să fie construită în satul Negoiești și de alte obiective. Școala din Bogdana, drumurile care de acces. E foarte bine că e spre viitorul celor din sat, din comună. Astea sunt problemele, că dacă eu vorbesc așa, că nu a făcut ăla, nu a... Nu, trebuie să cunoaștem foarte bine, la realitate să cunoaștem lucrurile și să nu le dăm o altă... Bun, hai să vă spun cu primarul care a spus că o tăiat ajutoarele sociale. Da. Eu în fiecare lună, poate semnez, dacă nu sunt 10 de dispoziții, de suspendare a dosarilor de ajutor social sau de repunere în plată. Așa. Deci pe motivul că nu și-au făcut orele. Sunt, acum chiar sunt multe dispoziții de suspendare a ajutorilor sociale, că sunt mulți plecați în Franța. Mulți tari. Din fața mea plecat. Da. Au plecat. Carcat două autocară au plecat. Și? Pe dar pentru deciziile alea, și cine răspunde direct 4-16 ar trebui o revocare din funcție. Că nu întotdeauna face cum trebuie cu ei. Și nu îi distribuie cum trebuie. Mai concret, la cine te referi tu? Păi, la poliția locală? Politizare, pe linii de primărie vigilintei, după aceea poliția comunitară, ei distribui, da? Nu, poliția îi dă să duce unii spune vigilii. Vigilii trebuie să fie toată ziua cu ei și să urmărească seara. Ce să faci? Nu din birou, că nu e primarul, viceprimarul. Domnică, iar vorbește în necunoștință de cauză. Cum nu? Deci să faci un program de activități. Da. Cu aceste persoane. Și comunitate. Da. Okay. Dar deci el, la rândul lui, a verificat să vieți polițistul cum jonglează ăștia la 4-16, nu faci nimic? Pe polițist? Da, dar pe unii, uite, de exemplu, Gabi întreabă, Gabi, eu nici o rezolvat, eu zborți înapoi. Dar altul stătea în parcarea statuie acolo, că ei și-au plecat acasă. De ce? Că plecau la ora 12. Păi, da. Și nu l-a ascultat. Aici, nu știu, vorbești din necunoștință de cauză sau vorbești cu patimă, știi? Nu. Dacă nici la Ștefan cel Mare nu-și fac treaba aia de la ajutorul social, atunci nu-și fac nicăieri. Tu știți că la noi au lucrat foarte bine și a venit și vicii. Dar să nu-i treabă, neapărat să adun două hârtii. Nu să adun hârtii. Păi, unii așa fac, două hârtii, nu dacă ați culc. Păi, printre altele le-am făcut alea, na, și... Pe șanțul ăla la tine ai făcut-o curat sau de la fapt? Acolo... Erau hârtii... Păi, dar eu vorbesc că i-am văzut într-o zi... Nu generalizat. Și hârtiile trebuie adunate. Păi asta nu-i treabă. Și hârtiile trebuie adunate. Și gata. Nu, dar și hârtiile trebuie adunate. Dacă stăm și vedem câte mii de ori sunt și dacă ar aduce câte un bolovan în buzunar, am face toate ulițele numai împietruite. Și uite că o să propun asta, să cărăm balați de la trotuș cu buzunar. În buzunar, da. Căruțele nu poate. Da, propui, ca am zis eu, un bolovan
La câte ore avem pe lună? Să vezi câte, în 6 mandate, că vezi câte ori îți facem. Dar domnul viceprimar a uitat că el a fost viceprimar. Și când a plecat, a lăsat comuna cu o floare. Acum s-a demolat tot prin comună. Noi consilieri nu mai știu ce se mai întâmplă. Nu, eu cred că domnul Vice s-a referit la problema ridicată de Gabi și comentată de tine. Dar n-am cum, că eu sunt de acord. Cu norul, cu plantatul de... Cu plantatul am spus așa, că la anul alt s-a raportat că plantăm. Nu era, nu, raportat, nu era vorba de plantat. Eu vă promit, în momentul Slar, când luna asta o să fie rectificare de buget, că nu mai avem bani la drumuri. Când o să fie rectificare de buget, o să alocăm o anumită sumă pentru drumul și să facem acolo. Și mai avem la Vișoara. Că băgăm degeaba balastru, și n-am băgat balastru, băgăm măsuri. Băgăm degeaba. Domnul Romic, aș vrea și eu să discut ceva, da, se poate. Da. Nu mai lungim atâta vorba. Deci, domn primar, la noi, v-am spus și verbal, drumurile s-au stricat acum de ploile astea, dar trebuie urgentate, că nu poate circula mașini deloc pe partea aia. Dacă se poate. Ce să faceți? Contractăm o lucrare în speranța că o să vină bani? Nu, să vină, să angajăm un din ăsta pentru o zi. În autogrederi? Nu, în autogrederi. Să vină cu voala noastră, cu excavatorul nostru. Și ce să fac cu voala? Nu pot. Repar câtică. Nu, acolo trebuie tot, dacă balastul a fost luat de apă, trebuie reprofilat, cărat balastul, din chiria cu două vole din ala, cu două cupe din ala, să mai repară pentru așa mă gândeam. În al doilea rând, drumul care... E mai ușor ca să obținem cu aprobarea Consiliului Local cheltuieli pentru să aducem autogredea și 20 de mașini de balast, decât să plătim... Motorină. Nu, închirierea bolii. Să plătim un mecanic, un servant, ca să lucreze pe buldoi scăvătorul la noi. O luăm închiriez, da, deci o închiriez, o închiriez. Dar ca să plătești salariul unui servant care lucrează pe buldoi la noi, este imposibil. Pentru o zi angajăm un... Este imposibil. Nu mai dă voie. Trebuie plătit la negru. Da. Da. Așa e. La negru trebuie plătit. Da. Așa. Deci asta este numai pe bază de voluntariat. Funcționează 5 ani de zi. Da, asta s-a mai spus. Mai repetăm. Nu se știe. Da, să știe. E primit moagă 5 ani de zi. Și omul vine voluntar să-l plătești la negru. Dacă... Altă problemă. Problema drumului ăsta de la... Să zicem de la poarta a doua, dar el e cel de la Rădeana, de aici, până la pod. Iar s-a stricat și vine iarna și o să facă găurile alea. Dacă e Oneștiului. Șoferul, păi a Oneștiului, dar să luăm legătura cu Onești, o să vedem ce se poate face. Dar nu mai luat domn primar și de față cu noi. Ne-a atenționat că nu mai vine nici microbuză, asta e problemă. Ce vine ar dacă o zis mai rău? Fac plombări acum, pe partea asta. Vorbesc să duc pe dincolo. Nu fac plombări. Ce-au făcut? Au făcut la borzele astea. Au făcut 10 metri. Ce fac pe drumul chimicului? Plombări? Aia niciodată. Ce-au făcut? Au făcut aici ceva? De la bisericul ăla, mai acolo. Nu, dar sunt niște... Asta e drum de drum și știi că e acolo într-o zi și-a rupt roata asta cu microbuzul. A intrat într-o groapă de aia, vinea doi și din semn că dacă vin doi și ai viteză, e mie. Zic și eu să mă bag în seamă, oare dacă ar veni la o ședință de-a noastră cineva din conducerea Onești, mă, îl bag în seamă, n-ar veni. Măcar așa, să, na, nu știu. A, nu te bag în seamă. Poftim? Da, păi, dar zic așa, să zic și eu ca să... Să vii, să vii un decident. Păi. Da, nu știu, da. Eu am solicitat și am vorbit și la Consiliul Județean. Ei să facă o ședință de Consiliu prin care să renunțe la să-l scoată din inventarul domeniului public de la ei și să-l dea ca drum județean și Consiliul Județean să-l preia în administrare. Și atunci e altă treabă. De ce nu vor? Nu vor? Nu știu, nu știu, dar am vorbit cu el. Păi Gabi, când îl prins prin pădure, el vine la vânătoare mereu. Asta e. Nu ne-a venit o echipă de a tăia atomică, da, de aici, ceva de aici, de la noi. Pentru că vine de la noi. Vine două ori
ca să, da, mai nu, Nicușopiești acolo. Eu nu instalez cu acum în Iescu. Pentru mașinile de la Brest. Așa, dar a lăsat. Dar de ce un renunț la bucata asta? Fac și renunțele numai în mijlocul drumului pe acolo. Prostii. M-au sunat, eram pe și cratere pe acolo, pe la socul meu, de zici că-i... L-am văzut. Faci mai nicul, lasă-mi primeze de diferență. Ai un căruț al meu, cum așa. Să văd cine o de la noi. Nu știu, mai pusesi... Bă, la... Ce-a grăbat, dar a fost preservativ, a fost sigur pe butul și cu țigare. Gura bine, tot ce știu, așa. Ne-am văzut, dar m-a lăsat prin mijlocul drumului. Ne-am văzut, de-a durat cineva care a fost. Și că erau vreo trei oameni, am crezut de la ăștia, de la Românprezi. Poate au venit ăștia cu oamenii lor. Ăștia s-au făcut o acțiune în toată comună. Păi, a spus că trece la ultimul subiect. Mai trece, dar nu mai trece. Da. Domnul Serghe, mă rog. Văd că, din discuția, am înțeles că pe 15 vor să convoace comisia de recepții pentru asfaltare. Pe 15 septembrie. Da? Nu știu dacă nu crea că așa. Bă, că n-au nicio pornire cu ridicarea capacilor la camion. Păi da, asta i-am spus. Eu și-am zis să vadă că nici proiectantul nu a prevăzut așa ceva. Nici probabil că atunci când au făcut proiectul nu era... Nu era canalizat nici apă. Da. Și nu a prevăzut așa ceva. Și să vadă dacă mai e vreo rezervă de bani ca să dea dispoziții de șantier pentru ridicarea capacilor la cot. Dacă nu, trebuie să suportăm, că neapărat trebuie să... Și trebuie să suportăm din bugetul local. Și acolo, la Vizidiu, deja au început să crească stuc și papură. Deci trebuie făcută străpul de rece. Acolo faci. Acolo faci. Ideal. Ideal, da. Da, aia o faci. Da. Atât, da? Da. Mulțumesc. Acum, dacă nu mai sunt discuții, să alegem președință și să fixăm datele pentru 3 luni. Ce faci propunerea? La telefon. Ca să vezi și semnez. Luna asta mai ține ordinară? Asta e ordinară din septembrie. Asta e ordinară. Da, e cauza... extraordinară. Deci octombrie, noiembrie, decembrie. În octombrie, pe 25, nu-i sărbătoare? 25. 25? Da, pe 26. 26 e Sfântul Dumitru. Nu. 25 e luni. E luni. Da, octombrie. 25. Vezi cum dă pe calculator? Că e de eroare. Noiembrie. Nu, l-am dat eu. La canii. Ultima deci 25 avem, da? Da. Ultima brază. Și monumentul lui Vinagheză. Noiembrie. Noiembrie 22. 22. Decembrie că 25. Decembrie. 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 Când vreți să facem în decembrie? Înainte de Crăciun. Înainte? Facem de ziua mea. Ar primul chiar în prima săptămână din decembrie, nu? Da. Mai lejer. Gândiți-vă treaba că până la sfârșitul anului vin destul rectificări și... Da. 20. 20 ar fi. Iar, da. 20. Nu vă mai dau de băut. Deci 25, 22 și 20, da? Nu voi ați pe 27, a treia zi de Crăciun. Iar o punem pe 31. Rămânem aici prin dimineață. Uite, venea Costi, că în agenda vă dat miercuri 27, nu uitați, vreau că sărbătoare de Crăciun. Da, pe 27 este Sfântul Ștefan, tată. Ai agenda comunistă, da. Deci sunteți de acord cu datele, da? Vreau că spune sărbători de gerilă, nu spune de Crăciun. De gerilă?
Care e diferența dintre Moș Crăciun și Moș Geniu? Declară ședința închisă. Moș Geniu zice că avea Stefan Iorgiu și Moș Crăciun de urologie.